7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Iarna nu-i ca vara, această expresie devenită celebră, a intrat în folclorul politic și este valabil ca niciodată pentru noi. Și asta o știu nu doar guvernanții, dar mai cu seamă cei pe care îi guvernează puterea de la Chișinău. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat? Și de la capăt. Reluăm discuțiile cu analiștii Nicolae Negru și Vitalie Calugăreanu despre ceea ce se întâmplă cu noi, cu toții. Din voia celor care diriguiesc, din voia celor de la butoane și a celor care le dau peste mâini. Întrebarea de epigraf pentru emisiunea de astăzi. S-a epuizat deja creditul de mare încredere pe care l-a câștigat puterea mai întâi la prezidențiale, apoi la anticipate? Bateria asta cu care aleargă iepurașul, cum e? Durașul. Dacă nu s-a terminat, se cam termină deja. Cred că mi-a rămas undeva credit de încredere, dar oricum lucrurile care se întâmplă în ultima vreme și această agitație legată de prețuri, tarife, acum criza aceasta energetică, o să le cam joace festa noilor guvernanți, dacă mai putem să zicem că sunt noi. Deci eu pun problema în felul următor, pentru că e una să te urci într-un tren care să cotelești la vale și alta e să prinzi a manevra trenul care urcă în deal. Ori COVID-ul, valul al patrulea, gestionarea subiectului cu gazele, da. Pe cât e de păgubos, pe atât de avantajos pentru cineva care este manager, da? Care poate să arate în situații de criză că este un capitan mai bun. Știe, aici întoarce nava în valuri așa încât să nu fie naufragiată. Depinde dacă realmente există soluții, pentru că în cele câteva situații de criză pe care le are de parcurs această guvernare și de gestionat, nu există foarte multe soluții. Inclusiv în criza pandemică, inclusiv în criza gazelor, aici soluții sunt puține. Cu gazele, ori mergi la Putin, te închini și ai gaz un pic mai ieftin decât l-ai fi avut altfel, ori negociezi cu prietenii europeni ca să dea niște bani pentru a amortiza cumva această sigură creștere a prețurilor la gaze. Cu pandemia, aici cred că chiar nu pot face foarte mare lucru pentru că lockdown. Sistemul... Ok, nu știu dacă este o soluție, pentru că ucizi economia. Dar asta înseamnă să te împuști în picior. Ucizi economia și nu cred că este o soluție și nici nu cred că se au un calcul în momentul acesta. Soluția ar fi o campanie de informare a cetățenilor, pentru că ceea ce vedem noi nu este informare. Ori impresia pe care o am eu în ceea ce privește comunicarea Ministerului Sănătății pe domeniul, pe segmentul pandemie, este mai proastă decât a fost, inclusiv la socialiști. De asta, cum să vă zic, aici ar fi un pic de gestionat, dar oricum situația regională e ca la noi. Adică chiar dacă cineva poate gestionează un pic mai bine, rezultatele sunt cam aceleași. Cifrele de infectați sunt cam aceleași. Morții sunt cam aceleași. Deci bateria s-a epuizat și soluții nu prea sunt. Dumneavoastră, domnul Negru? Eu cred că euforia post-electorală începe să scadă, desigur. Se confruntă actuala guvernare cu viața reală. A existat o anumită inerție până acum,
Sondajele totuși arată destul de bine, sondajele pe care le avem noi până acum, arată destul de bine pentru actuala guvernare, mult mai bine decât cred cei din opoziție, comuniștii și socialiștii, că ar arăta acțiunile guvernului de azi. Dar asta e, se confruntă cu viața reală, trenul merge la deal sau mașina merge la deal și acum trebuie să se descurce în această situație. Opoziția, desigur că ar dori, deși aproape că spune lucrul ăsta, cu cât mai rău, cu atât mai bine. Auziți ce strigăte triumfale, că iată, o să crească tarifele, o să crească prețele la gaze, că nu ați mers sau nu ați reacționat la timp. Maia Sandu a vorbit cu Cozac despre gaze încă în luna august, când l-a invitat și el a venit la invitația lui Maia Sandu. Prin urmare, nu se poate spune că târziu v-ați apucat de rezolvarea acestei probleme. Și da, contextul regional, contextul european e foarte dificil. Pe cât de, cum să zic, favorizați de soartă au fost pasiștii sau Maia Sandu și Partidul PAS, pe atât acum de, să zicem, de loviți de soartă, loviți de această conjunctură economică, regional și european sunt ei. Așa că eu cel puțin văd din partea cetățenilor o anumită indulgență, o anumită așteptare și ați văzut meeting-ul, de exemplu, de duminică, socialiștii și comuniștii i-au chemat pe cetățeni să vină la acest meeting și numărul cetățenilor nu a fost destul de mare. Atunci când nu se organizează, nu se face organizat, atunci se vede, de fapt, atitudinea reală a cetățenilor față de o chemare, față de o inițiativă a unui partid sau altul. Prin urmare, deocamdată, eu cred că cetățenii sunt în așteptare, nu arde încă, dar mâine, poi mâine o să înceapă să ardă când se va răci vremea și când vor începe să înghețe. Da. Aici, dacă îmi permiteți. Bateria încrederii în Partidul Acțiune și Solidaritate, în Maia Sandu, s-a umplut pe fundalul sloganelor anticorupție pe care ei le-au promovat. Și din punctul meu de vedere, ei, cu asta ar putea să pluseze sau să compenseze cumva această situație de criză pe care, sau crizele pe care le are de înfruntat acest guvern. Aici ar trebui să se muncească la greu pe segmentul anticorupție. Vedem niște mișcări, nu știu cât de juridic corecte sunt, pentru că nu mă pricep la asta. Dar din ceea ce se vede, se pare că s-au apucat de lucru pe segmentul justiției. Să fac și eu o paranteză referitoare la meeting și după aia le luăm pe rând. În meeting s-au produs câteva personaje notori, unul cu chepcă, care, dacă te uiți la mesajul lui, el întotdeauna joacă rolul ăsta, dar acum se pare că el și alte personaje au vrut să acrediteze ideea că e momentul decisiv, acum ia ca îi dăm jos. Oare așa să fie? Păi, e într-un fel ridicol, chiar grotesc. Și aceste chemări, că hai, alegerile anticipate, organizăm mâine, poi mâine, ori nu înțeleg politicienii în cauză pe ce lume se află, ori pur și simplu iarăși sâmbată și ei sau pur și simplu sunt mânați de cineva să facă aceste mișcări ridicole din punctul meu de vedere sau rizibile ca dar să... Dar nu cumva folosim chiar irresponsabil în plină iarnă să acrediteze ideea? Păi ăsta e principiul, cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru dânsii. Dar nu cred că ei au mizat că cineva se va speria și își va da demisia și vor fi alegeri anticipate. Asta e clar.
Eu cred că ei pur și simplu o să-mi dat un pic terenul să vadă dacă, care sunt predispozițiile oamenilor, a electoratului, după aceste scumpiri, aceste gafe de început comise de noua guvernare. Dar și formula asta, Maia nu uita pușcăriei casa ta, pe formula lui Plahotniuc, arunci așa ceva pe un teren unde poate să crească ceva din asta. Bine, nu mi s-a părut cam eu, deplasat în general. Mi se pare că e o dezorientare a socialiștilor, a comuniștilor, în general a opoziției, fiindcă victoria pasului a fost zdrobitoare, să spunem așa, răsunătoare, și acum ei trebuie să iau o decizie, trebuie să facă ceva, trebuie să întreprindă ceva și se agață de orice idee și unele pur și simplu sunt ridicole. Cu asta că vinea să râd auzindu-i pe socialiști, pe reprezentanții lor, că să restabilim statul de drept, de exemplu, nu dictatorii. Cei care s-a ținut regimul lui Plahotniuc acum vor să restabilească statul de drept. Un moment. De cealaltă parte, eu ce observ și dau dreptate domnului Călăgăreanu și am scris și eu la vremea respectivă o proastă strategie de comunicare sau chiar o lipsă de strategie de comunicare și nu numai în domeniul pandemic, absolut în toate domeniile. Guvernarea trebuie să explice ce face. Chiar și acum, cu gazele sau cu creșterea prețurilor, lumea nu este chiar atât de naivă și nu pricepe ce se întâmplă sau nu este informată, dar atunci, totuși, când faci ceva, chiar și cazul Stoianoglu, când faci ceva, trebuie să-i explici că iată s-a întâmplat asta și asta. Asta e poziția noastră. Sunt lucruri care nu depind de noi, chiar și cu Stoianoglu. Aici intră în joc alți factori interni din procuratură. Poate unii procurori au anumite sentimente față de Stoianoglu. Da, dar uitați-vă că socialiștii insistă că asta e lucrătura cel puțin a lui Litvinenko, dacă nu cumva președintii Maia Sandu. Exact în situația Popii, căruia se reproșează că fiica lui e ușuratică, dar el nu are fiică. Deci cum acum Litvinenko sau Maia Sandu să demonstreze că procurorii n-au acționat sau nu-i scris în cabinetul Maiei Sandu scenariul ăsta? Păi asta și trebuie să le spună cetățenilor. Să despartă politica, să despartă de legal, de juridic. Să le spun oamenilor că procurorul decide, el a decis că pornește dosar penal sau nu. Și aici ăștia s-ar spun, da, în 3 ore. Da, da, exact, da, în 3 ore. Și asta trebuie să întrebe și guvernarea. Dar de ce în 3 ore? Atunci procurorul trebuie să apară și să spună, iată de ce în 3 ore. Eu am avut argumente, mi s-au prezentat niște documente care m-au convins pe mine și am mers la judecător și judecătorul a zis că da, e într-adevăr ceva aici, hai să pornim și să clarificăm. Și pentru Stoianoglu și pentru societatea întreagă este, cum să zic, noi toți suntem interesați să aflăm până la urmă adevărul. Se pornește într-o, să zicem așa, acțiune foarte importantă de curățare a sistemului din juridic. Și dacă pornim cu un procuror în care nu prea avem încredere, pentru care avem niște semne de întrebare, nu un singur, dar mai multe semne de întrebare, eu cred că chiar și Stoianoglu zic, trebuie să spună, oameni buni, iată, verificați-mă, îmi deschei cămașa și faceți ce vreți, dar eu sunt nevinovat. Dar așa să te agăți de acest scaun, prin toate mijloacele, să pui piedici unei anchete, să te duci la Consiliul Superior al procurorilor și cumva să intimidezi pe cineva acolo. Eu cred că un procuror dezinteresat, un procuror care chiar vrea lucrurile să miște înainte în sistemul nostru, ar proceda nițel altfel.
toate acestea trebuie explicate cetățenilor. Nu se explică, adică... Dar procurorul de caz, tot așa, sau procuratura, acum, fără de Stoianoglu, a dat un comunicat sec și a spus, noi nu comentăm. Chiar invitați fiind de Maia Sandu, tocmai ca să iasă mai mult decât de obicei, spun ei, că în interesul anchetei păstrăm tăcerea, acum, ca niciodată este necesar o... Nu justificare, dar o explicație credibilă pentru societate. Sunt acolo curente, sunt acolo rivalități. Nu știm ce se joacă acolo. Asta e un sistem închis, procuratură. Sunt trei versiuni, de fapt, și am intrat deja în subiectul procurorului și aici o să rămânem. Este versiunea că e reglare de conturi, da? Este versiunea că anumită aripa procurorilor vrea să placă noilor șefi din cauza asta, face exces de zel. Și versiunea pe care o călăresc cei din opoziție spun că asta s-a făcut din statul major al noii puteri, de la PAS, de la președinție, de la ăștia care acum au intrat în pâine. La etapa asta toate au dreptul la viață și inclusiv aceste supoziții. Nu sunt dezmințite. Adevărat, dar bun, eu nu știu cât poate procurorul de caz să deschidă parantezele în momentul acesta, având în vedere că este un dosar foarte important și care este urmărit cu lupa, nu doar la Chișinău. Dar procedural poate. Dar procedural nu știu dacă poate în momentul acesta. Dar cum spune Nicolae, să vină să spună, da, eu am avut 3 ori la dispoziție că Nicolae Jeanu îl întreabă, elementul ia ăsta, la tastatură, okay, și să vedem. Elementul ăsta este adevărat, el trebuia explicat de ce s-a întâmplat atât de rapid. Eu am încercat să îi extrag din procurorul de caz un răspuns la această întrebare, el nu mi-a răspuns, i-am încercat. A spus doar atât în asaltat de presă. Am avut timp destul. Pot doar să presupun că de dosarul Stoianoglu sau de capetele de acuzare care îi sunt aduse domnului Stoianoglu s-a ocupat cu timp în urmă Serviciul de Informații și Securitate. Este o presupunere, având în vedere că și am văzut Serviciul de Informații și Securitate a fost cel implicat în reținerea domnului Stoianoglu și bănuiesc că i-au dat procurorului de caz anumite informații despre lucrurile care s-au petrecut în mandatul domnului Stoianoglu și anterior. Acum, legat de aceste acuzații care sunt aduse, eu cred că ar trebui să avem un pic de răbdare și să înțelegem că este un dosar de rezonanță, este de interes sporit și, într-adevăr, există o așteptare mare în societate pentru ca anumite lucruri să fie dezvăluite. Dar, iată, din câte înțelegem, astăzi are un loc un proces. Procesul se va desfășura, din câte înțeleg, destul de rapid. Cel mai interesant pentru mine este unul din capitele de acuzare de acolo, legat de ceea ce s-a întâmplat sau cu proprietățile din Ucraina, pentru că anterior cu aceste argumente a fluturat Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, și atunci domnul Stoianoglu a spus că sunt minciuni, nu sunt adevărate, și iată că regăsim acest capăt de acuzare în lista imputată domnului Stoianoglu. Dezavoat de avocații. Este foarte interesant să vedem care sunt argumentele pentru care procurorul de caz a găsit de cuvință să mențină acest capăt de acuzare în această listă. Pentru că dacă se adeverește ceea ce a spus anterior Morari, Și presa ucraineană a scris. Și dacă se adeverește în special că soția domnului Stoianoglu a mers personal la notar și a făcut cele imputate de Morari atunci, cred că e o probă palpabilă. E interesant să urmărim aceste lucruri. Dar avocații, ați văzut ce au zis, pașaportul expirat, nu s-a mișcat din cauza asta de la Chișinău, adică ar fi total
mincinoasă această versiune. Și conexiunea cu, sau supoziția că Morari ar sta în spatele acestui joc, tot nu trebuie exclusă. Pentru că rivalitatea dintre Stoianoglu și Morari, noi o cunoaștem, ea a existat. Vedem că cei care cad după Stoianoglu sunt iarăși rivalii lui Morari. Popov, despre care Morari, sau pe care Morari l-a mușcat de multe ori după ce a fost suspendat din funcție. Adică e un spectacol interesant. Cel puțin acum eu mă aștept, ca și dumneavoastră probabil, mă aștept că cei care au înscenat această făcătură vor trebui să răspundă dacă au fabricat aceste probe. Pentru că așa a fost întrebarea adresată lui Stoianoglu. Dacă dânsul a găsit în dosarul lui Platon falsuri, în mod normal trebuie să vadă asta în acuzații. Cei care au falsificat, cei care au pornit dosare la comandă și așa mai. N-am prea văzut Stoianoglu. Și nu e singurul caz. Și alte caze, da, care se spun că a fost dosar politic sau l-au arestat din interese, da, politice, iarăși n-a fost pedepsit nimeni pentru asta. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Deci admitem că acest episod este retras, dar celelalte sunt suficient de grave. Dacă se dovedește că Stoianoglu cu premeditare a făcut amendamentul respectiv sau l-a promovat. Din comanda cuiva, și apropo, domnul Slusar întreabă logic, dacă există capătul ăsta de acuzare, normal, oamenii care sunt conectați la asta ar trebui deja să fie întrebați, deranjați. Ăsta e unul din capitele de acuzare cele mai, care se ține cel mai slab, ca să zic așa, din câte am înțeles. Procurorul de caz ar trebui să demonstreze legătura domnului Stoianoglu cu cei care au adus acest amendament la Parlament, adică centrul fostul CCCEC, Centrul Anticorupție, condus atunci de Viorel Chetraru, și să facă conexiunea cu paguba săvârșită prin acel amendament. Sau profitul câștigat. Așa. Dar a fost încălcată, regulamentul, nu s-au respectat anumite legi. Da, asta este adevărat. Da. Bun, asta e o chestie politică. Dar răspunderea însăși a deputatului, în cazul domnului Stoianoglu, pentru promovarea acelui amendament, dacă nu se demonstrează legătura cu lumea criminală, atunci nu poate fi decât politică această. Da, și această. Asta s-a văzut iarăși din discursul avocatului Munteanu, care a spus așa, înseamnă că pe toți 1000 de deputați trebuie să-i luăm acum ea pentru tot ce au votat. Deci versiunea asta de apărare, da, deja... Nu e pentru ce a votat, din, da, punctul meu de vedere, e pentru cum s-a procedat. Exact. Fiindcă el a avut un amendament, acest amendament trebuie să treacă prin guvern, trebuie să treacă prin alte comisii. De acord. Dar el a fost băgat acolo, nimeni nu l-a observat și pur și simplu a fost votat. Asta își spune Vitalie, că dacă l-a calibrat într-adevăr Stoianoglu așa încât prin gaura asta să se strecoare spălătoria, dar asta trebuie demonstrat. Dar țineți minte cu cazinourile ce s-a întâmplat cândva, a fost tot așa, s-a băgat în lege, s-a băgat o schimbare, o mică schimbare, îmi pare că la președinție sau înainte de a promulga Mihai Ghimpu legea aceasta a cazinourilor, și statului a fost adus un prejudiciu, fiindcă cazinourile au plătit mai puțin decât stabiliseră inițial prin lege deputației. Revenind la cazul Stoianoglu, eu cred că mai e un element care tot ar trebui să... de care tot ar trebui să ținem cont. Dorința PAS-ului de a-l scoate cât mai repede pe Stoianoglu din procuratură.
Și noi am văzut cum această, această încercare. Păi, încercarea lor de a-l scoate de acolo prin evaluarea procurorului general, au modificat legea. Noi toți am înțeles că de asta se face această modificare, pentru că altfel nu au cum să-l scoată în următorii... Pentru că el n-a făcut așa cum îi sugerează, da, Nicolae. Da, exact. Și noi așteptam ca această procedură să fie dusă până la capăt, pentru ca după ce Stoianoglu a ieșit cu acele declarații, inclusiv împotriva fostului șef al delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, și a împachetat-o el cumva super politic, acea ultimă reacție. Da, și o vedem pe Olesia Stamate la una din emisiuni, că spune că s-au trecut, Litvinenko a zis că s-au trecut liniile roșii, după care vedem situația cu, la Consiliul Superior al Procurorilor, unde procurorul general... procurorilor era planificată din Dar cumva... Dar fiți de acord, Consiliul Procurorilor era considerat cam conservatist. Da. Nu s-a așteptat lumea ca așa de disponibil. Da. Și vine această ședință a Consiliului Procurorilor. Apare această idee de suspendare a domnului Stoianoglu. Iar a doua zi, procurorul desemnat deja îl reține pe Stoianoglu. Deci s-a întâmplat lucrul ăsta rapid. Eu nu știu dacă anume declarațiile pe care le-a făcut Stoianoglu a dinamitat linia roșie, da, a făcut ca această linie roșie să fie trecută. Dar s-a, din punctul meu de vedere, chestia asta a alimentat aceste supoziții sau aceste ifose ale opoziției. Dar sunt convins că ați auzit și dumneavoastră. Da, notă politică cazul. De ce atât de urgent era nevoie să-l scoată pe Stoianoglu, că spun unii oameni versați și informați că fiecare ceas, fiecare zi de aflare a lui Stoianoglu înseamnă ștergerea unor urme. Foarte de acord cu asta. Sunt și asta total de acord. Nu-i de glumă. Da. Și din cauza asta dânsul ar fi opus rezistent și ar fi zis nu, eu am dreptate și sunt răzbunări și nu știu ce, pentru că să acționeze. Păi se vedea, și am spus și mai înainte, el se ținea nu știu de ce foarte strâns de acest fotoliu. Deși dacă, de exemplu, eu aș fi fost în locul lui sau altcineva care este interesat ca lucrurile să meargă, uneori există anumite incompatibilități dintre persoane și nu merg, nu se mișcă trenul înainte și atunci cineva trebuie să facă un pas la o parte, să zic că și în cazul de față nu poate să facă Maia Sandu acest pas. Au existat conflicte evidente în public între procuror și președinte și atunci eu sunt sigur că în Occident un procuror sau oricine alt politician zicea că eu mă dau la o parte, nu avem această conlucrare cu președintele, nu pot să stau în calea acestor reforme. Domnul Stoianoglu, dimpotrivă, el făcea politică și această ieșire în conferința de presă a fost pur politică, era un pic de, și chiar a trișat puțin. Informația era din 2019, el abia câștiga atunci concursul. Da, era în discuție, da, era, de el. Da. În afară de asta, ce rău sau ce subversiv a văzut că șeful delegației europene sau ambasadorul american sau cineva acolo discută cu politicienii sau discută cu Viorel Morar. Așa fac ambasadorii. Ei trebuie să se informeze ce se întâmplă pe scena politică. Acțiunea... Și ambasadorii nu doar cu Morare au vorbit. Da, și nu doar cu Morare au vorbit. Și activitatea ambasadorilor nu se reduce numai la cei ce se vede pe deasupra. Taie panglici sau se duce la emisiuni și spune ceva acolo, noi să vă ajutăm. Dar și asta e, strânge informații. Prin urmare, procurorul general suspendat acum nu a procedat corect.
a vrut să insinueze sau să arunce în societate această idee că împotriva lui se duce o campanie de mult, încă abia de la început, și ceea ce face acum Maia Sandu sau nemulțumirile Maiei Sandu, fac parte dintr-o campanie împotriva lui. Mai ales pentru că, vezi, Doamne, el ar cerceta... Da. Guvernarea. Da, mai ales bine, dacă el a avut ceva și asta s-a spus că păi pe el l-au arestat fiindcă el vroia să spună, dar cine îl împiedică să spună acum? Mi-mi pare că iarăși că e un argument ridicol, că mi s-a închis gura. Nu, nimeni nu s-a închis, nu se închide gura. Ai avocații tăi, poți scrie și am văzut că poate scrie dacă el scria textele astea, dar e adevărat. Domnul Stoianoglu, pur și simplu, cum să zic, obsesiv se ținea de Veaceslav Platon, de dreptatea acțiunilor sale. Și faptul că Platon totuși a fugit, înseamnă că indirect îl incriminează pe procurorul general. Înseamnă că ceva s-a ascuns. Și pe urmă erau dosare împotriva lui Platon. Cum poți să-l eliberezi, cum poți să-i dai drum să fugă? E ceva, cum să zic, nu e ceva curat în acest caz. La sigur este justiție selectivă, așa cum li s-a făcut dreptate unora ca să iasă înainte termen și după aia s-a văzut că e ceva găunos în chestiunea asta. Mai ales ceea ce spuneți dumneavoastră este valabil în condițiile în care alți demnitari care n-au fost de acord cu pasiștii și cu Maia Sandu au cedat de bunăvoie funcția, au înțeles că acum e timpul ăștia care guvernează să arate ce pot, să pună oameni care sunt mai competenți. E un lucru obișnuit, da. Asta. Așa e normal să se facă. Nu te cramponezi, nu devii piedică. Te dai la o parte, interesul public cere, da, te dai la o parte. Da, te duci în tribune și spui, ia să vedem cum marcați voi. Și o să câștigi, ai de câștigat de asta. Lumea o să observe ce ai făcut, o să zic, uite, ăsta a pus interesul public mai sus decât propriul interes, înseamnă că e un om bun, hai să-l atragem. Depinde la cine vă referiți din cei care au înțeles, spuneți că au înțeles și au cedat pozițiile, pentru că senzația pe care o am eu e că unii au plecat mizând cumva pe mai multă clemență din partea noilor guvernanți sau celor care au preluat cumva controlul asupra procuraturii, și aici nu mă refer la politic, mă refer la procurorul general interimar. Cred că mai degrabă pe asta s-a mizat, dacă ne referim la situația cu procuraturile specializate, de exemplu. Dar mă refer și la agențiile, care nu sunt chiar atât de... Da, credeți-mă că oamenii care au fost prin acele funcții până acum au suficiente păcate pentru care au de ce se teme. În cazul în care au văzut ce s-a întâmplat, că a căzut capul procuraturii, cel care cumva le asigura că nu, îi asigura că nu se va întâmpla nimic cu ei, și atunci când au văzut că lucrurile s-au schimbat sus, au înțeles că nu mai are rost. În legătură cu asta, ați deschis subiectul și să-l elaborăm un pic, să-l întoarcem pe ambele părți. A venit în sfârșit momentul ca averile dobândite ilicit să devină o probă în judecată și să devină da. Penal? Da, noi avem acest articol în codul penal de 5 ani și nu înțeleg de ce nu s-a aplicat. Nu dar s-a acum aplicat. Deja chiar e... Da, și vedem deja primele cazuri, inclusiv un judecător condamnat în prima instanță deocamdată, ce-i drept, pe îmbogățire ilicită. Acest articol trebuie valorificat din plin după două regimuri cleptocratice pe care le-a avut Republica Moldova. Acest articol trebuie aplicat pentru că ceea ce vedem noi că s-a întâmplat sub Plahotniuc și sub Dodon în domeniul justiției, în tabăra procurorilor și judecătorilor,
Acolo un grup de procurori onești ar avea mult de muncă. Avocații șmecheri încearcă să spună următorul lucru, că mii demonstrați-mi că eu am furat banii din care mi-am construit palatul. Că eu, dacă am spus că am luat bani la nuntă sau am luat cumpromuri de la rude, asta e suficient. Și Monica Macovei explica în interviu, referindu-se la experiența României inclusiv. Din potrivă, este suficient să arăți discordanța între ceea ce se vede, palatul și costul de piață și salariul care l-ai luat. După asta mergi dinata în fața procurorilor, exact, și demonstrează că n-ai furat bani. Poate în sfârșit să schimbă paradigma, formula, și măcar bagă frica în ăștia care fură. E o prevedere în Constituție care ar trebui schimbată în sensul ăsta. Cea care zice că proprietatea privată se consideră a fi licită. Da. În punctul ăsta de vedere, eu din ce am înțeles de la doamna Stamate, ei vor să umble la articolul ăsta din Constituție pentru a-l aduce anume în sensul în care spuneți dumneavoastră sau doamna Monica Macovei. Și mie mi se pare firesc să se întâmple lucrul ăsta, pentru că în felul în care a funcționat această prevedere până acum nu este ok și noi am văzut efectul acestei prevederi. Da, cazuri peste ea cazuri. Trebuie schimbată pentru ca oamenii care vor să ajungă în funcții publice să șteargă din minte că eu mă duc într-o funcție publică ca să fac bani și să-mi înalț palate pentru mine, pentru copiii mei, pentru tot dinastia. Dacă un procuror are timp să facă agricultură, să cumpere hectare, sute de hectare de... Da? Dar nu e mama lui, a primit cadou. Mama lui, da. E un studiu, din câte înțeleg, nu vreau să spun cine l-a făcut ca să nu greșesc, dar majoritatea procurorilor, 80% conform acestui studiu, 80% din procurorii din Republica Moldova, au donații din partea rudelor, din partea părinților, de sute de mii de euro. Deci, sume fabuloase de la cumătrii, de la nunți. Exact, da. Foarte scurt să vorbim și despre problema gazului. Nicolae spunea că Republica Moldova e năpăstuită de această situație. Unii din potrivă spun că, tocmai fiind în barca europeană, Maia Sandu, Chișinău, guvernarea nu o să fie lăsată de izbeliște. Pentru că problema este europeană globală, pentru că se joacă niște mize geopolitice atât de importante, că problema Moldovei este insignifiantă. Nord Stream și așa mai departe. Și atunci, tocmai, poate acest nenoroc se transformă până la urmă în noroc. Eu ce spuneam, că trebuie să separăm toate declarațiile politice, tot ce se vorbește în jurul acestei probleme. E o problemă importantă, într-adevăr. Iarăși, cum a acționat guvernarea? Putem să zicem că s-a simțit o oricare lipsă de experiență, dar totuși, din luna august, s-a văzut, demonstrabil, că președinta era implicată în acest proces. De altă parte, a spus că să negocieze Moldova Gazul și guvernul. Nu exista o problemă în fond, așa am înțeles, a ieșit din discuțiile pe care le-a avut cu Cozac. Pe urmă, această problemă, din august, de fapt, a început a crește prețurile pe piața europeană, la gaze, chiar. Pe piața, și piața internațională, dar pe europeană. La 6 octombrie prețul a fost 1.969 de dolari pentru 1.000 de metri cubi la bursa din Londra. La 14 octombrie, ieri, prețul era de acum 1.230 și e în scădere. După ce Putin a zis că Rusia se va implica în stabilizarea pieței europene de gaze.
Rusiei probabil i-a venit pe urmă această idee că hai să-i punem la respect pe cei din Republica Moldova, pe Maia Sandu, pe cei care zic că vor spre Europa și da, acest preț pe care îl cere Rusia. Și am înțeles că nu e 790 care îl plătim în luna octombrie, dar e mai mare, e un preț abuziv. E un preț... Rusia profită de această conjunctură și vrea ca Republica Moldova să semneze un contract pe termen lung cu un preț care nu îl poate suporta. Și are dreptate guvernul să refuze și să apeleze la această alternativă. Europa și început a se implica în rezolvarea acestei probleme. Există acest gazoduct Iași-Chișinău, există Ucraina care, iată, ne ajută cu energie electrică, fiindcă Cuciurgoanu a zis că micșorează volumul de energie pe care îl va furniza. Pe urmă a văzut că s-a împușcat în picior, Ucraina compensa această lipsă de energie. Cei care fac această politică, să spunem așa, antipas, el de fapt fac o politică în cazul de față anti-interesul Republicii Moldova. Ceea ce vreau eu să vă întreb, dacă nu cumva, după ce se trece vadul sau se trece de iarna asta foarte dificilă cu prețurile, cu negocierile cu Rusia, cu Nord Stream și așa mai departe. Dacă este o ocazie, este acea criză din care organismul poate să își mobilizeze forțele și, în sfârșit, să facă conexiuni pline potențială cu țeava românească, să se caute energie verde, să se facă investiții în resurse de alternativ, inclusiv să ajungă la mintea oamenilor că nu mai poți cheltui într-o veselie. Eu cred că situația asta trebuie rezolvată nu după ce trecem iarna. Eu cred că noi deja trebuie să ne gândim cum gestionăm situația așa încât să ieșim din această iarnă cu problema deja rezolvată. Noi am avut o situație aproximativ similară atunci când Rusia ne-a impus embargouri economice, la export în Federația Rusă și în spațiul CSI. Și noi am ieșit câștigători din acea bătălie, pentru că vinificatorii la sigur. Da, pentru că toată lumea a înțeles că e o piață nesigură cea a Rusiei și haideți să ne reorientăm exporturile spre piața Uniunii Europene, una mult mai mare și din fericire am profitat atunci și de o deschidere foarte mare din partea Uniunii Europene, care ne-a venit cumva în ajutor. Exact așa trebuie să facem și în ceea ce privește situația cu energetica în general. Pentru că, slavă Domnului, acum avem acest gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău. Trebuie valorificat. Din ce înțeleg, noi avem gazoduct, dar nu avem gaz, nu are cine pompa gaz în el. Probabil Uniunea Europeană va interveni în situația asta, va ajuta România pentru ca România să poată ajuta Republica Moldova în situațiile complicate. Care, când spuneți, n-are cine pompa, de fapt n-are cine absorbe gazul ăsta. Nu. N-are cine pompa. Bun, da, asta am avut în vedere. De partea asta, cumpărător trebuie să-i spune. Am înțeles, da. Dar aici cumpărătorii se vor găsi dacă dispare gazul din țeava Gazpromului sau Moldova Gaz. Problema trebuie rezolvată rapid, dar mai apare o problemă. Cea legată de energia electrică. Din noiembrie noi o să avem o problemă cu treaba asta, pentru că dacă utilizăm gaz prin conducta Iași-Chișinău, să zicem așa, fără gaz rămâne Cuciurganul și tot malul stâng al Nistrului. Da, și ucrainienii au trecut la cărbune. Deci s-ar putea să nu mai avem curent de la Cuciurgan.
deloc. Iar de la ucraineni în anumite condiții comerciale și sigur că situația și conexiune energetice cu România sunt trei linii de 110 kV, care înseamnă foarte, foarte puțin. Și nici nu mai știu dacă funcționează. Am impresia dar că Ucraina poate să ne asigure, cum ne-a asigurat și mai înainte cu energie. E adevărat, nu la prețul pe care îl dă, dar e preț de dumping prețul. Da, și de la Cuciurgan. De asta zic că populația trebuie să dea dovadă de maturitate și să înțeleagă niște lucruri care se vor întâmpla în următoarea perioadă. Păi iar asta trebuie de explicat populației. Exact, asta trebuie să facă. Despre asta spuneam, da. Exact, da, despre asta vorbeam la începutul emisiunii, că e nevoie de solidaritate. Solidaritate de comunicare, în primul rând, pentru că ceea ce vedem noi că se întâmplă în momentul acesta nu este ok. Dar așa, voi stați în birourile din guvern, noi ne dăm cu presupusul și nu avem date palpabile de la care să facem calcule. Dar și cetățenilor trebuie să le explice faptul că se aduce Maia Sandu și va îmbla pe coridoarele Gazpromului sau a Kremlinului, asta nu rezolvă problema. Nu această loialitate așteaptă. Exact. Sunt lucruri mult mai grave de ce dat în cazul în care mergi cerșești gazul de la Gazprom. Se face trimitere la Victor Orban, că iată, Victor Orban s-a întâlnit, dar nu a mers Victor Orban la Gazprom să stea pe coridoare acolo, sau la Kremlin să stea pe coridoare. Pe urmă, e cu tot o altă situație. Această criză să fie benefică pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Noi altfel nu prindem la minte. Da, Ruschimir, eu știu un singur lucru, că Baltici au oferit exemplul ăsta. Cum poți negocia cu rușii, cum trebuie să te impui în fața rușilor, în condițiile în care, amintiți-vă, comunitatea rusă din Estonia, din țările Baltice, cum se comportă, dita mai primar și așa mai departe. Iar înțelegem perfect că noua putere este sub tirul unor șicane propagandistice, dar reacția nu trebuie să fie simetrică. Asta e categoric. Trebuie, într-adevăr, așa cum spun interlocutorii mei de astăzi, să aibă o replică strategică, tactică, dar și strategică. Trebuie să vorbească peste capul opoziției cu alegătorii, inclusiv cu alegătorii acestor partide de opoziție, lor să le explice ce se va întâmpla în timpul apropiat, să-și facă bugetele și să recunoască, inclusiv făcând apel la solidaritate, la chiverniseală, au moldovenii așa un cuvânt pe curând. Punct. Și de la capăt.